Sâmbătă dimineața în fața școlii gimnaziale din Dumbrăvița au fost depuse coroane la statuia scriitorului Ioan Slavici, a cărui trecere neființă a fost comemorată ca în fiecare an de locuitorii comunei noastre. S-au scurs 9 decenii de la dispariția marelui scritor român, care a avut loc în 1925. La comemorarea de sâmbătă au participat primarul Victor Malac, profesor și elevii ai școlii gimnaziale Dumbrăvița, invitați din cadrul Universității Ioan Slavici din Timișoara și, nu în ultimul rând, organizatorii acestui eveniment, domnul Nicolae Sperlea și soția sa, care sunt membrii fondatori ai Asociației Arip de Înger Dum. În fața bustului lui Ioan Slavic a fost oficiată și o scurtă slujbă de pomenire de către preotul și totodată directorul școlii din Dumbrăvița, domnul Adrian Nicola, de asemenea, au fost depuse coroane de flori și la statuile scriitorilor Mihai Eminescu și Petofi Șandor. După depunerea de coroane, participanții la comemorare au fost premiați cu diplome din partea organizatorilor și în cadrul sălii de Consiliu din incinta primăriei Dumbrăvița s-au ținut dezbateri referitoare la opera marelui scriitor Ioan Slavici.